un fel de, da, știi ce? Un fel de eu ori 1000. 5, nu chiar 1000, că atunci e grav sau ori zi. Radical din 25. De asta, da, dacă e ea naturală și e confort, adică așa, să n-aibă emoții, mm-hmm, o să fie bine. Da, da, să înțeleg că n-are voie să ceară nici apă, că o să fie interpretabil că trebuie să i-ai aduci tu apă. I-am dat un exemplu. Da, a fost aiurea exemplu. Dar n-am știut ce alt exemplu să dau. Să te gândești mai bine să... Nu. Cum? N-am știut ce exemplu să-i dau ca să înțeleagă că se duce cu gândirea departe. Și nu, nu e un lucru foarte bine și de asta mulțumesc că am urștit chestia asta de la. Aha. Aha. Ești tânăr, deocamdată nu merge înspre... Poate evoluează. Asta e, da, asta dar e la bătrânețe evoluează. Adică evoluează în altceva. Iubirea asta involuează. În el se traduce în involuat. Iubirea asta e nelsonită. Eu zic să lăsați teoria conspirației un pic. Și pur și simplu să primești viitorii său că e așa cum trebuie. Da, dar e greu, că el mă face să mă gândesc că e mai greu. Că eu doar am mai cunoscut părinții, adică nu-i prima dată, dar modul la care îmi spune el pare ca și cum... Dar de ce nu o lași să-i cunoască ea cum e ea naturală? Să nu eu ce i-am zis? Asta i-am zis. Cum? Uite, ea zice că pui prea multă presiune. Dai citește Bianca pentru că a avut un anume fel la televizor, da, înțeles? I-am zis că am vorbit. Crede că tu decazi gen când faci, ce, da, faci gestul de alea. Nu, 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 lasă-mă referent că ce crede el și ăsta, știu ce crede. E vorba de interacțiunea. Livia, nu zic să nu-i dai acordul să... Păi încă spune. Eu am vorbit cu el odată la telefon, mai de mult. Adică n-am cât simțit. De mult? Până să înceapă să zică despre tine. Deci că am vorbit cu el înainte să fiu cu Livian. Nu, nu, înainte să fiu cu Livian. Noi eram cu Livian și vorbeam ochi, dar tot ne-am contrazis un pic, dar are exact stilul lui tata, așa, când am vorbit la telefon, exact mi s-a părut la fel. Și asta mi-e cam, adică mi-e teamă, în general. Jador a părăsit emisiunea, înțeleg. Înțeleg că a fost Mariana. S-a descalificat cu Mariana alături. Ce a fost? Au venit cât 20 de oameni pe tine. Da. La mine cum a venit Iancu, la el trebuie să vină fata, înseamnă că după. Și Mariana a părăsit. Da, chiar Mariana s-a dus după el? Da, da. Asta ar fi tare rău, ce? Da, da. Da? Da, da. Dacă duce Mariana, nu mai pleacă Jador. Rămâne aici. Iar au plecat împreună. Da, da. Nu-l lasă la gândi. Mariana a plecat după el. Cred că Mariana are bagajul făcut la hotel, gata de plecare în fiecare zi. Și doamne, dar Jadorul se mai hotărăște o dată. Când plecăm? Când plecăm? Da. N-are haine, sunt la pur. Nasol. Și ești pregătită? Da. Denisa, ce faci? Că pleacă Jador, nu mai rămâneți de cunoscă. Da, nu prea sunt. Ce problemă. Vrea să plece și ea, din ce am înțeles. Da. De ce? Te-au acuzat ai tăi că plângi după un... te uiți după un... suferi după un copil? A zis da, că arăt așa ca și cum aș fi disperată și că... Da, a zis să nu mai alerg după băieți pe aceea, că nu arăt... Iancule, trezește-te. Eu cred că dacă s-a înțelege mai bine... dragoste. Păi da, am zis că am încercat să lupt și chiar mi-a plăcut băiatul și ăsta, dar a zis că s-a văzut urât. 25. Ha. Și Iancu abia am plinit 21. Bă, așa mi-e mare. Cine, Husein? Ela, tu câți ani ai? Da. 24. Hai că e 23 de... are. Păi e nenoare, fac 24. Când păi stai, fata, bine a trecut, tu te faci mai mare. Da, da. Da, e 23. Da, de fete de astea mari am parte. 23 are. Păi și voi formați un cuplu? Mai mare, mai nu, nu formăm un cuplu oficial. Nu, oficial. Nu formăm un cuplu oficial. Suntem prieteni buni. Nu, nu, el a stricat-o. A, nu, ăștia, vă strins. Iancu e de bine, să știi, frate, adică a stat bine. Iancu, bună dimineața. Neața, soare. Are și ea gânduri serioase.
Ia, uite-o, mă. Da. Ce faci, soare? A venit Mariana. E, tu ce faci? Doamne, ești. Plecă acasă. Se l-anunță. A venit Mariana. Înger. S-a pornit ca canguru. Ca canguru. Noi cinci care. Deci aleargă doi stafi după el. Doi stafi? Da. Doi stafi. Doi stafi. Două stafi. Cine? Nu, dar nu. El înțeleg că la furie reacționează așa. Adică știu că o să se reîntoarcă. Băi, băiat. Ne lasă, că datorii tu. O făcut de Mariana, dar nu s-a dus. Deci, deci ele pe, s-a pornit, nu a venit taxiul, că nu se trăna filmările, și s-a pornit în stradă, e departe. Da? M-a înghețat urechile. Cu încărcătură. I-a dat cu viteză, cred că de-aia, la viteză. Cu bagaj, a luat bagajul sus. Tu îți dai seama în confuzit. Ce are, mă? Foarte frumos. Ei, oare ce are, măi? Oare ce are, măi? Să iubești, l-a lăsat să plece. Da, o zic că lasă. Auzi, mea, doar. Garcea, din casa ta, Garcea. O zic că o lasă pe ea să fie fericită. Iau. Ce-a zis el la? Suferă de aia. Da, da. Tu au spus să-mi, dacă vrei să mergi la ele. Atunci cum să meargă Jador? Nici pentru mine nu a alergat atâta. Să se ducă Jador dacă vrea. Păi Jador a plecat. Mă, Bogdan, nici pentru mine nu a alergat. Tu vrei să mergi după aia. Lasă-o complicat. Poate, ce? Și a plecat el. Andreea, nu poți să mai stai, nu poți să accepte lucrul ăsta. Mai ales când dacă o să fiți din așa, să vă pupați în fața lui Sădălea și nu vrea să ajungă la chestia. Mariana, dar nu mă interesează. Tu merg, așa cu haina, băi, na. Lăsați-vă. Drum lung. Dacă eu consideră că e mai bine pentru el să se ducă cu haină. Geacă, n-am tenis. Geacă, exact. Până îmi dau jos păpucii. Te crezi că nu poate să stai să te uite la tine, Priam? Eu nu cred, nu știu, Andreea. A, nu, cred că poate Garcia. Să te uite, dar... Nu știu, poate să cred în ceea ce zice el că simte pentru mine. Zia! Chiar nu cred. E greu să crezi în afară. Poți deja dor cu de-asta? O zis, o zis, o zis Vivian, că dă-ți o leagă peruca jos, ăla. Nu e adevărat. Ce? Dar n-am perucă. Bogdan, te face glume. Yeah. Am tort în copie pe Jador. Glume au ei. Eu de polițistă. Da. Vreți să vedem filmulețul dintre Andra și Bogdan în pauză? Da. De dinainte a emisiunii? Da. Yes. Hai. Vrem. Oricum, eu dormeam, dar am auzit. O să taci pentru mine, Roxana, și tăti și ce-s? Bă, mobilă, du-l apă, pentru mine așa o să trec, pac! Te-ai nici nu mă interesa să spună Bianca, să spună orice știu. Ce? Și cu Feri poți să-ți certi oricine. Tu dacă ești reșept și ești băiat, și știți pe închis gura și gata, pleci afară. Și rog, vin cu mine, te-am văzut jocul. Din cât te văd un șofior, din cât te văd un șofior. Să stau să ce vrei, să-ți ies și eu, să urlu, să ăsta, să care treacă. Am zis lucrurile? Bine, da, ce să zic. Dacă nu pus o fac... Cum să te comporți? Nu știi, dar vrei să-ți dau unul în gură, ce vrei? Dar vezi că tac din gură, tu vrei să mă pus să mă fac cu una, cu alta, că n-am înțeles. Vrei să mă fac? Vrei să mă pus să mă fac? Vrei să mă fac? N-a trecut de când am vorbit urât, de ce mă pus? Vezi cum dai acolo la televizor, cu nu știu ce, nu vă pe urât. Dacă tac din gură și vezi că îți iau mică și nu știu ce... Da, e amuzantă. Ce am putut vedea? Doamne, doamne. Bogdan, de ce vrei să spui? Deci cam așa se întâmplă mereu, pe hol. Pe hol, pe unde e apă. Eu ai văzut, Andreea, că eram acolo concentrat pe telefon, nu voiam să fac content în afară, adică voiam să discut în emisiunii. Serios, ești bun, doamne. Nu mai am zis, doamne. Normal. Ce bun băiat. În câte locuri ai fost pe aici tăvălită, nu te mai mira. Eu sunt de vină. Am vorbit urât, n-am zis nimic urât, Andreea. A ridicat tonul. N-am avut niciodată. Așa. Ai ridicat un pic tonul, dar am ridicat tonul, dar nu-mi permis să vorbesc urât. Dar stai un pic, că nu suntem gata. Oi, am mai spus chestia asta. Bă, iară vă luați de mine. Nu, e da, dar nu e un lucru rău să mergi la oi, da? Adică nu zice într-un sens rău, cred, pe. Adică în sensul că la oi se fluieră, dar nici la oi nu se fluieră. Nu se fluieră, vă zic eu. Abia așteptă. Abia așteptă. Abia așteptă. Mai cântă o melodie, mai... Avem fluier special. Da. Cine n-are fluier, fluieră din gură, Iancu. Corect, corect. Te-ai trezit? Nu știu. Te-ai trezit, da, bună dimineața. Bogdan. N-am dormit. Da, doamna Andrei. Tu spune el ce vrea să fac. Nu știu, noi am zis, dacă sunt calmă, nu-i bine. Că... Nu, dacă... nu, nu, Andreea, dacă ai ajuns într-o relație să spui, să-i spui tu celălalt ce trebuie să fac, nu păi e păi, dar nu-ți bine nici cum omule. Dacă eu mă nu, pun eu și știu mă ce bat aș fi făcut și eu. Bine, am, ok, am înțeles. Am înțeles după, că nu trebuie să zic eu, pur și simplu știu ce aș fi făcut eu. Și... Da, și te-aș fi apărat. Eu? Nu? Ce ai fi făcut tu? Poate, nu știu, sper să nu ajungem în situația asta, dar dacă o să fim, o să vezi.
Adică nu e ca și cum aș fi avut o nevoie de susținerea Andrei sau a oricărui om din casa asta ca să fac față unui argument, da? Dar ar fi fost frumos să știu că mă cer pentru ceva, pentru... Aș înțeleg și pe Andreea Pirui, adică nu e ca și cum faci ceva rău pentru... Da, da. Intenționat să-mi facă miro sau Andrei sau așa. Pur și simplu și vede interesul, scopul. Și mă enervează că Andra la cât e de... Că Andra e capacitate, are, o duci capul. Și când o știu cum îi ia și văd că pune botul ăla din astea așa care sunt mici. Astea le vezi gen de la distanță. Dar nu m-au... Dar Bianca, că și-o da cu părerea, are un scop? Nu înțeleg ce zici, dar nu știu ce treabă are Bianca comunici. Nu mai trebuie. Aaaa, ce treabă are. Exact cuvintele care le-a spus. Eu pot cu Bianca spus triplu. Pe deci, care, dar ce ai spus? Uite, vezi, pe chestia asta faci diferență. Da, și eu am avut interes și el Bianca l-a adică interes. Adică, gen, dacă Bianca ar spune același lucru pe care a spus Pirui, n-are super pe ea, n-are interes, dar dacă spune Pirui, e super. Ei, bine, Bianca nu mi-a zis, tu mi-ai zis, na. Bianca, dacă spune, eu n-am auzit-o pe Bianca. Și Bianca, dacă spune, spune odată, nu spune ca tine în continuu până se ceartă ele două. Hai de capul meu, nu i-o spus. Băi, Pirui. I-o spus vreo de trei ori că te uita la Roxana, că ai făcut aia, că ai făcut aia, că nu știu ce, vreo trei ori. E, și-am gala, am explodat. Și am spus. Care în gală, mă, că azi a zis. Astăzi eu n-am auzit, tot am auzit. Eu n-ai auzit-o, mă, că ai intrat după aia. N-ai auzit tu, ai intrat după conexiune după. Cum să nu, că ai întrebat tu ce ai, Bianca, ce te bagi? Cum să nu? Bianca, dacă o zis, o zis odată, nu știu, de asta poate nici am dat atenție. Dar tu ai zis de mai multe ori. Da, ce să-ți povestesc, o zis. Ei, bine, frate, măcar Bianca nu sunt prietenă cu Andra, ce vrei? Ba da, sunt prietene. Ia, stai cu minte, că știu, să știu ele două. Ele știu bine care e relația dintre ele două. Cum să fiu eu prietenă cu Andra? Bă, dar ce are Andra să fie? Dar nu sunt prietenă cu Andra, Doamne ferește. Pirui, stai liniștit, că știu ele. Doamne ferește, cum să fiu prietenă cu Andra? Nu, în sensul ăla... Prietenii, adică da, mă, lasă, că știu ele două relația, dar ele două într-un caz nu se dau prietenii vorbim, una față de alta. Vorbim, dar nu prieteni. Bianca spune ce crede. Să înțeleg și-o. Dar puțin, dacă eu mi-a spus părerea, asta înseamnă că am... I-a spus ceva rău, a spus, am și spus din perspectiva mea.